după Neața, colegii de la Observator, de multe ori intrând în legătură directă chiar și cu noi, vă aduc și o latură un pic mai serioasă în ziua Antenei 1. Imediat după emisiune o să-i vedeți la des, dar acum am chemat ca să-i vedeți că au și încălțări. N-apucă nimeni să le vadă, Olivia Păunescu și Valentin Budnar. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună de dimineața. Cele mai multe ori în direct cu voi? În fiecare zi de luni până vineri. Am încercat să scăpăm, n-am reușit. Nu se poate. Asta voiam să te întreb, că ține de ceva dar timp. Dar tu ce mai faci? Că nu ne mai vedem atât de des cu Dani aici, da. Pe această... Am devenit șef. Mă scuzați. Sunt șef peste emisiune și stau în spate. Îl râd pe Răzvan. De câți ani ești în antenă? 9 ani, pe 28 ianuarie. 28 ianuarie? Da. Noi pe 2 februarie. Facem 14 ani. Acum 28 de ani ce făceai? Eram clasa 1. Ok. Începusem de câteva luni. Ai mei m-au dat mai târziu la școală pentru că și-au dorit ca și sora mea, preferata care mea. Era exact, care era cu un an și jumătate mai mică, să înceapă împreună cu mine. Nu s-a putut, ea abia împlinise 6 ani și era prea mică. Am înțeles. Deci erai a 1-a. Da. Valentin? Eram a 2-a, Dani. Am făcut vărsa de vânt anul ăla. Anul în care niște cabliști în toiul nopții l-au întrebat pe taică meu, au bătut la uși, vreți Antena 1? Da! Și au băgat cablu și am stat o lună uitându-mă la Antena 1. Asta e începutul meu. Da, trebuie să înțeleagă și tinerii că noi așteptam oamenii de la cablu să ne bage cablu. Exact. Că acum așteaptă babele Popa de bobotează. Deci stăteam în ușă, a trecut... Doar. L-am ratat. Da. Și după aia te lipiai de televizor în următoarele luni. Da. Literalmente. Cum am făcut în pandemie, de fapt. Exact. Doar asta am făcut. Ne pregătiți ceva? Avem 3 zile speciale la Antena 1. Da, 3 zile de sărbătoare. Da, sper să munciți mai mult ca noi. Cu siguranță o vom face, pentru că de 1 decembrie avem 3 ore de emisie. Dar până la 1 decembrie avem ziua de astăzi, ziua Antenei, 28 de ani și sărbătorim în familie cu toate vedetele, mă rog, o parte dintre vedetele Antenei. Avem și o surpriză majoră. Multe. Din țările cuplu, calde. Și din țările calde, dar avem și un cuplu între ghilimele. Ne dorim de foarte mult timp la Observator. Am reușit imposibilul. Împreună, da. La Observator împreună. Nu vă spunem. Nu vei ghici niciodată. Nu. Bine, vrei un indiciu? Nu. Bine. Nu. Avem și o transmisiune în direct din țările calde. La fel, nu o să vă spunem mai multe. Nu vei ghici niciodată cine lucrează acum la o emisiune în țările calde. Ok. Antena 1? Da, și multe alte surprize, pentru că de astăzi este ziua noastră și trebuie să celebrăm această zi cum trebuie. Mâine este Sfântul Andrei, da. Și am reușit iar imposibil, aproape. Ce, aduceți un cuplu? Da. Andrei și Andreea. Nu. Nu, m-a liniștit. Și ai ghicit. Ești foarte aproape, 98%. Ok, și pe întâi să știți că vă vom da legătura un pic mai repede, pentru că avem paradă. Exact. Trebuie să ne lase și vremea. La ora 10:50 începem noi. Da. Și terminăm la ora 2, cu foarte multe surprize, evident, prima oră parada, cu transmisiuni în direct de acolo, pentru ca mai apoi să avem o oră în care celebrăm tradițiile și o oră valorile. Avem foarte mulți invitați speciali. În total am calculat, sunt 30 de invitați. Foarte, foarte mulți. Și da. Se mai adaugă. Țineți-vă vorba, avem un fan în public. Întrebarea de la masa rotundă. Colega Andreea face varză sau de ce n-a apărut? Colega Andreea ne așteaptă pentru că ea pregătește jurnalul. Mă, cer, măi, măi, adevărat, Andreea e datoare. A promis, de da, două săptămâni, o promite. Era cu sarmalele, da? Varza la Cluj. Ca să știu ce transmit. Varza la Cluj. Bine. Andrei pe sarmale și varza la Cluj, am văzut. Știi imaginile când Răzvan îi dă sarma să mănânce? Nu, da, sunt antologice. A făcut în conjurul planetei. Răzvan are două arme. Dacă vrea să treacă la atac, una e sarmaua, dar nu pot să vă spun încă. Foarte pe scurt, cu ce credeți că v-ați schimbat de când ați intrat în antenă? Voi, în primul an de antenă, sigur, mai timizi. Eram foarte mici, foarte mici. Ok, da, dar ne-am cu ce credeți cunoscut, că v-ați schimbat? De exemplu, vă zic eu. Uite, am îmbătrânit în primul și în primul rând. Ei, începem cu asta. Era culmea să întinerești cu 9 ani. I-aș fi dorit. Da, cum ar fi? Și Valentin să intre grizonat și să iasă brunet. Da, ai fost ciudat. Și așa toată lumea mă acuză că mă vopsesc în cap alb. Deci, un lucru pe care nu l-am înțeles, dar în fine. Nu e cazul. Hai să o luăm așa. Am învățat ce e răbdarea. Crezi? Da. Ai învățat? Mai mult sau mai puțin.
Okay. Bine, tu lucrezi și între două femei. Asta zic. Okay. Și munca într-o echipă total dedicată. Adică am mai lucrat în echipe de genul ăsta. Dar cum punem trup și suflet zi de zi, zi de zi. Și în fiecare zi trebuie să vii cu un alt aport de energie, de determinare, de... Se întâmplă foarte multe lucruri. Bine, știți și voi foarte bine. Pică invitați, se schimbă ordine. Da, 4 ore pe zi. Voi aveți... La voi, da, nu știu cum rezistați tot atâta timp. Olivia, în afară de a reuși să fentezi orice barieră din... Nu mai spune asta, Dani, asta e un secret al nostru. Ce altceva ai mai învățat? Ce altceva ai mai... Cum crezi tu că ești tu acum față de acum? Simt că am evoluat foarte mult. Pentru că am trecut prin multe încercări, prin multe situații limită, prin emoțiile directului zi de zi, 5 zile pe săptămână. Da, mi-am îmbogățit foarte mult cunoștințele și mă simt, îți spun sincer, și poate, nu știu dacă e bine să spun asta, dar mă simt stăpână pe mine. N-ai mai plâns la un botez de 5 ani, nici eu. Mulțumim, coleg. Mai avem nu o întrebare putem, da, din partea... Nu putem închide nu această așa, rubrică fără o întrebare din partea publicului și al lui Răzvan, care nu este aici. Care nu mai este printre noi. La final aș vrea să ne răspundeți dacă ați făcut vreodată dragoste gândindu-vă la Răzvan, Dani sau Ramona. Mulțumim, era o întrebare de la Amnam. Ați făcut Amnam vreodată la noi? Nu, n-am jucat. Nici nu o să faceți. De ce? Cele mai mari celebrități au făcut Amnam. Foarte bine. Abia aștept. Un moment. Venim și cu Țopan, cu Varza și să facem aici un Amnam de la sincer. Ați mințit vreodată? La știri? Da. Nu vă la știri, că la știri știm. Ați mințit vreodată ca să nu ajungeți la muncă, de exemplu? Niciodată. Și după aia ați postat... Cu mâna pe inimă pot să-ți spun asta pentru că... Proască țestoasă sau ce poze? Bă, mă, punea Olivia niște poze... Mamă, mamă. Chiar așa. No, atunci nu punea când era. Îi dădeai un follow, frate. Avea poze, ți se părea că ea este jurnalul de călătorie de la ceva emisiune. Îi dai idei. Nu, 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 lasă, dragă. A trecut și timpul numai. Mulțumim, să ne vedem cu bine. Mulțumim. O zi plină pentru colegii de la Observator și așteptăm evident ziua de întâi cu micul mare când avem și defilare. Iată, am făcut și un catren care nu conține 4 versuri. Da, bravo. Mâna la inimă și strigăm știri. Florine, dați-mi și mie ce ați dat lui Florin. O să luați sticla de șampanie de aici. Îmi place ce a luat Florin. Îmi pare că ce am luat eu e sub mult. Nu ești pe piață. Horoscop! Băi, apropo, vine magicianul Robert Tudor, Olivia, să nu pleci. L-am văzut. Fii atentă că nu-l vezi, nu-l vezi des pe magicianul Robert Tudor în costum normal. Nu știu, cred că vine de la altul.